Acest program conține plasare de produs. Doamnelor și domnilor, este duminică seara și la AgroTV Moldova începe show nou. Astăzi, în emisiune, bărbierul Constantin Lisnic. Instagramerul Loredana Gamurari. Oaspetele muzical al serii este trupa The Tramps. Și agentul termic al atmosferei din platou, Liviu Gulca. Bună seara, bună seara, bună seara! Măi, ce săptămână! Foarte serioasă săptămână! Atâta lume a vorbit despre noi și slavă Domnului doar de bine! Maha Gormila, bună seara! Salutare. Vă salut! Arătați extraordinară astăzi! Mersi! Ce-o fioare! Ca să vezi! Bun, și marțea trecută, pe 17 noiembrie, mai mult de jumătate de lume a vorbit despre un singur subiect. Știți despre ce? Ce? Un an de pandemie. Da. Fețele astea le așteptam, dar stai că am găsit ceva interesant legată și de asta, să ne descrețim frunțile. Un an de când folosim mai des în vocabular cuvinte ca dezinfectant, distanțare socială, izolare, carantină, mască de protecție și mănuș. Și totodată este un an de când intonația la urarea sănătate când cineva strănute un pic s-a schimbat, știi? Da. Mai ales într-o lebuz. Adevărat. Strănută. Sănătate. Ok, apropo despre asta, în acest an nu vom avea nici târg și nici brad de Crăciun. Ca să știți, nu aveți ce căuta acolo. Anunțul a fost făcut de șeful executivului Ion Chicu în cadrul unei emisiuni unde a spus clar, nu va fi târgul de Crăciun, nici bradul renumit care este poziționat în fața clădirii guvernului. Eu cred că este o decizie bună. De acord. Eu până ziua de azi mi-amintesc că brazii noștri din centrul Chișinăului, care ba strâmb, ba fără crengi. Da, dar acum va fi mai simplu, Mila. Nu-i brad, nu-i problemă, cum da. Spune, știi? În schimb, vor fi împodobiți brazii din preajma clădirii guvernului, scoarului catedralei și cei din fața Arcului de Triumf, ceea ce înseamnă ce, Mila? Bravo! Că nu vom mai sta în rând la coadă pentru fotografie la brad. Fiecare vreți fotografează la guvern, peste tot împodobit sau lângă Arcul de Triumf. Frumos! Mergem la niște știri din locuri mai calde. 100 de sarcofage intacte de aproape 2000 de ani au fost descoperite în Egipt. Uite-le-s. La sud de Egipt, necropola Saqqara, au fost descoperite 100 de sarcofage care ar aparține unor oficiali din Egiptul antic. Of, dacă ne învăța ceva filmul Mumia, asta e aceea că dacă găsești ceva sub pământ, mai bine să lași acolo să rămână. Și nici într-un caz să nu deschizi cartea lui Amun-Ra. Ca să vezi, ca să vezi, unde s-aplauzele? Ok. Sarcofagele recent dezvelite, împreună cu aproximativ 40 de statui ale zeilor antici și câteva măști funerare, au fost găsite în grob de mormântare de 12 metri adâncime. Bine, este o comoară arheologică din simplu motiv că până acum descopereau, știți ce, preoți, faraoni și cam pe aici. Iar de data asta, uite, oficiali. Și cel mai interesant, în număr de 100. Mă întreb, unde este al 101-lea oficial? Băieți, arheologii egipteni, căutați mai bine, trebuie să fie și al 101-lea oficial acolo cu sarcofagul și verificați, poate dați și declarația lui de avere. Mie mi se pare că ar fi mai interesant să se găsească 99 de sarcofage. Știi tu? 99 sarcofage lângă mine. 99 sarcofage la un egiptean. Pentru 99 sarcofage. Eu Egiptul l-am săpat. 99 sarcofage Amun-Ra mi-a dat. Hai, deci eu te aplaud. Mulțumesc. Eu am meritat asta. Extraordinar. Bun, mergem tot despre oameni bogați vorbim, că egiptienii, faraonii în special, erau foarte bogați. George Clooney a oferit fiecărui prieten câte o valiză cu $1,000,000.
La noi în țară, titlul ăsta ar suna mai degrabă a știre de investigație jurnalistică decât a subiect din monden. Actorul George Clooney a povestit într-un interviu că în 2013, pe vremea când era încă burlac, i-a invitat acasă pe 14 dintre cei mai buni prieteni ai săi și i-a dăruit fiecăruia câte o valiză cu $1,000,000 cash. Eu cred că nu e cazul să spunem cine sunt prietenii și de unde au banii ăștia. Eu cred că e cazul să arătăm poza cu toți prietenii, că noi o avem. Aștia-s. Dar perfect. Cine nu-i știe pe prietenii lui Ocean, al lui George Clooney, da, era să zic. La un an după gestul generos, Clooney s-a căsătorit, iar el și partenerii săi au câștigat $1,000,000,000 într-o afacere cu tequila. Dacă vă întrebați cine e 15-lea prieten, surse din anturajul lui spun că prietenul 15-lea și-a făcut late night. Este show nou, noi începem. Puțin își amintesc timpul când a început trendul acesta cu barba, când o ardeam cu toții lumberjack, ca așa se numește, ca să fim mai masculini, mai bărbătoși, iar alții pur și simplu voiau să fie luați mai tare în serios, ca subsemnatul, de exemplu. Bine, asta devenise subiect de știre, fiindcă pe atunci barba, prin părțile astea ale noastre, era interpretată drept o etichetă profesională pentru altă categorie socială, nici de cum de tăietor de lemne. Astăzi, podoaba facială este ceva obișnuit, la unii este aranjată, la alții mai puțin, în schimb nu mai surprinde pe nimeni absolut. Mai mult poate să surprindă deja lipsa ei. Vom vorbi astăzi cu unul dintre primii bărbieri de la noi din țară, cunoscut și pentru alte activități, Constantin Lisnic. Ai mai fost așa vreodată întâmpinat pe undeva? Toată tinerețea mea am petrecut-o în rock cluburi, așa că mă reprezintă. Îmi spui și piesa? Era să vă cântez pe spate. Așa. Bun, Constantin, salut, bună seara, bine ai venit. Salutare. Mersi pentru timpul acordat. Ziceam acum despre bărbier, despre barber, despre importanța acesteia. Ia să-mi spui tu mie, ție personal, barba ce ți-a conferit când ți-ai potrivit totul prima dată? Păi în sezonul rece mă încălzește. Dar văd că la tine e ușor azi așa proporțional, mai rebel, așa, asimetric, da, cumva, da? Așa, dacă m-am stat masca. Așa că, bine, barba oferă, cum ai menționat mai înainte, cu oarecare masculinitate, stil, da? Și pe lângă toate acestea mai ține și călduț. Dar eu cred că suntem în aceeași ligă. Dacă ne-am rade, am putea merge liber la admitere la facultate în anul întâi. Da, eu chiar am pățit așa un caz, să-i spun. Intrasem în Muzeul Louvre din Paris și, da, uite, mi-am ras barba înainte și mă întreabă, aveam cât 22 de ani și mă întreabă, aveți 17 ani? Și eu zic, nu. But where is your passport? I forgot home. Yes. Ah, ok, pass in. Thank you. Așa că 22 de ani am intrat gratuit în Louvre. Eu n-am intrat în Louvre, am intrat într-un local din capitală, dar știi, la 20 de ani am zis, băi, am 20 de ani, când mă distrez acolo și am intrat, a cerut paza, băietul, Ani, câți ani? Dar și eu am 20 de ani, ești nebun, zic, și am întrebat, nu mă credea, băi. Și am ieșit afară, strag un aer, înapoi nu mai intri, băietul. Ne scuzi, da, trebuie să te plimbi cu am 20 de ani pe frunte. Vorbim astăzi mai mult despre specificul profesiei de bărbier, sau de barber, cum se spune. Am așa o întrebare. Un barber spune clientului că nu are rost să o poartă, să poarte barbă? Îl vede și zice, uite, vreau așa, vreau așa. Vă permiteți astfel de sincerități că, de exemplu, nu vă recomandăm, nu o să vă avantajeze. Aveți niște trăsături faciale naturale chiar și fără podoaba aceasta.
Păi bine, mai sunt cazuri când așa sunt niște porțiuni de nu crește barba, da. Și în cazul dat clientul spune, uite, eu vreau să-mi cresc barbă. Sunt diferite soluții. Se fac implanturi? De implanturi nu, dar știu că sunt soluții diferite care sporește creșterea. Uh-huh. Dar așa, ca să aibă o barbă să crească și să-i spunem că, uite, nu-ți stă barba, barba, în viziunea noastră, ea stă la oricine. Doar trebuie ajustată, aranjată după forma feței. Uh-huh. Fie că e lăsat mai lung, mai scurt și tot așa mai uh-huh. departe. Dar unicul minus, să zic eu, unde noi ne abținem de la, să zic eu, clientul de a propune să-și crească barba, când are porțiuni de astea care nu-i cresc. Uh-huh. Și acolo deja, nu știu ce se face, se desenez doar cu markerul, nu știu. Luăm contextul de față. Marți s-a împlinit un an de la pandemie, o lovitură prin restricțiile sale, ați căzut și voi sub această incidență, cei care au barber shop-uri în gestiune. Ce ai zis tu atunci? Băi, mă reprofilez, ce fac? Că toți îmblau netunși, toți îmblau... Bine, se puteau rade și acasă. Da, dar da. Să-și dragă barba în condiții casnice e cam complicat. Da, a fost o lovitură destul de... Uh-huh. Dar eu am deschis un magazin online pe produse din grijire pentru bărbați. Ia uite. Barbă, păr. Dacă ce oricum ai păr mare, ți-l-ai dat peste cap și ești de capriu din Titanic. Dacă pe asta n-am Așa că și făceam eu livrările, uh-huh. bicicleta, livrări, panțcnac în... troleuri, că mi-era fric și mie să merg așa, că mare chestie era. Zic, să încercăm și altceva. Poți să spui tu că ai dres, ai retușat, ai aranjat cea mai lungă barbă din Moldova? Cea mai, nu știu, voluminoasă, bine, păi stufoasă, sunt clienți, nu poți să-i zic. Sunt clienți diferiți, da, vin cu o barbă mare, considerabil. Bine, adică... avem noi așa, cum să zic, tipuri de oameni care poartă, de exemplu, nu știu, ca Albus Dumbledore, de exemplu, din Harry Potter. Da. Avem? Sunt. Serios? Da. Băi, sunt? Bine, poate nu în volumul ăla, aha. da, dar la lungime destul de... Da, sunt bărbați care și mustață, în stil Salvador Dalí. Asta mai știu. E greu de aranjat, de menținut asta pentru tine? Ca păi nouă nu este ușor. Eu deja nu știu cum mănâncă persoana, pentru că mai avem și clienți din genul că mustața îi acoperă buzele. Știi? Și noi ne uităm și zic, păi, dar cum mănânci? Păi îmi dau mustețe la o parte sau prin paie, mănânc. Bravo, curajos. Original, curajos. Curajos, da. Unii se mai întreabă, dar cum sărută oamenii ăștia, tu știi? Păi, eu cred că idiotat. Își dă mustață la o parte. Hai, bine. Da, gluma asta poate fi percepută în două cazuri. Dar tu îți cunoști clienții fideli. Da, sigur. Cum ai reacționa când unul ar pleca la, nu la un, bine, la un concurent de-al tău, hai să luăm așa. Înseamnă că concurentul a fost mai bine ca noi. Adică a fost mai bun ca noi. Serios? Da. Au fost și nu neg, mai sunt cazuri, pentru că nu pot ține nici eu sub control totul și mai scap careva momente. Dar revin la discuție cu clientul și el îmi dă un feedback. Uh-huh. Și dacă, hai să zic, eu îmi repar oarecum greșeala care am făcut-o, atunci el se întoarce. Sau îmi spune că e mai aproape de casă, sau nu știu, dar sunt cazuri. Eu am găsit așa un articol, de fapt el este din Statele Unite, 15 lucruri care nu-ți vor spune frizerii despre tine. Uh-huh. Oamenii aceia, din câte am citit, țin notițe cu informații personale despre fiecare client, subiecte de discuție, ceea ce îi deranjează, ceea ce nu le place, fotbal, filme, femei, înșelătorii, în căsnicie, deci subiecte foarte și foarte... La noi tot așa? Păi bine, noi, agenda noastră, ca să nu ajungă pe mâinile la altcineva, e aici. Ok, da. Da, așa că, dar auzim, noi la fel suntem niște psihologi care discutăm cu fiecare client în parte și fiecare client are, ca și orice om, are problemele lui. Și uite, ne povestește câteodată și informație care nu prea aș zice că ar trebui noi să o cunoaștem. Dar uite, omul vrea să o zică, că în momentul ăla cred că fierbe și se nădușă. Da, că unii sunt dur niște conversații. Și uite că ne-o spune, la care noi trebuie să păstrăm secretele și s-a plecat clientul, am aruncat cheița și gata. Eu vreau să-ți spun că dacă tot ești foarte activ, nu numai în dimensiunea, adică în cea în care ești specializat, organizezi și campanii de colectare de fonduri pentru anumite cauze. Vreau să te întreb, îi merge bărbierului, asta e semn că îi merge bărbierului așa de bine în afacere sau ai o motivație interioară care te zic, băi, trebuie să fac un bine? Asta e un semn din partea mea că încerc și vreau să rămân om.
și gata. Adică nu are asta legătură cu afacerea. Uh-huh. Bine, afacerea îmi dă, să zic eu, un plus de a ajuta mai multă lume. Așa. Pentru că vorbeam cu o persoană care eu admir și mă întrebam, zic, uite, la ce trebuie omului mulți bani? Zic, bine, de ajuns acolo un minim necesar care, na, să-ți permiți un minim și e ok. Adică la ce trebuie să nu dormim nopțile, să ne gândim, să medităm bani, să ne gândim cum să-i facem mult. Zic, uite, cu cât mai mulți bani ai avea, cu atât mai multă lume ai putea să ajuți. Și uite, este adevăr în cuvintele date și, adică, doresc să ajut. Și asta e. Și dacă am posibilitatea... De ce să nu faci? Cu ajutorul și clienților, pentru că noi când ne implicăm, implicăm și clienții. Sigur că da, am înțeles că tu îndeți practic tot ceea ce câștigați, donați într-o anumite zile. Da, chiar și acum am făcut o campanie cu haine de iarnă pentru cei copii străzii. Uh-huh. Și am scris niște staturi pe Facebook și uite că clienții aduc haine care nu au nevoie de ele și o să putem să le donăm. Ziua săptămânii când nu ai vrea să ai programare la tine la serviciu acolo? Spun că nicio zi ar fi urât spus. Băi, sunt momente când nu vrei nimic. Ok. Da, dar e posibil să rămâi și cu un suvenir ureche, da? Da, da. Dar trece oboseala aia și pe urmă iarăși ești la dornic de a lucra, de a alerga, iarăși ritmul ăsta nebun. Deci e weekend, să înțeleg. Weekendul, da. Am înțeles. Sunt. Da. Și duminică. Ne-am lămurit. Eu vreau să întreb, tu știi toate bărbile clienților tăi? Le recunoști dacă le-ai vedea, de exemplu? Aș încerca. Noi avem pentru tine pregătit un challenge. Oh. Revenim în scurt timp. Se numește Pe barba lor. Ok. Vedeți ce am pregătit. Am revenit, doamnelor și domnilor. Începe challenge-ul pe care, inspirat zic eu, l-am botezat. Pe barba lor va ghici acum bărbierul Constantin Lisnic. Ce vom face acum? Îți vom arăta niște podoabe faciale în diferite stiluri și vom vedea dacă vei ști a cui sunt. Poate au fost și clienți de-ai tăi. Poate. Chiar să vedem. Vă rog, prima barbă. Asta din Lord of Rings. Ai de mine! Ia să vedem! E adevărat! Am început-o ușurel, zic eu. Cred că a fost cu easy acesta. Ok, să vedem următoarea barbă. E domnul din Catarsis? Nu știu, Nu știu, din... Ai așa impresie, dar ce? După ce? După culoare sau după... Sau tu ai după, după față și după asta, adică așa parcă el... Na, după barbă. După barbă, nu știu. Hai că... Dar nu este opera ta acolo. A fost cândva. Aoleu. Haideți să vedem dacă ai dreptate. Hai să vedem. Este el, domnul Budurin, bună seara și la mulți ani, apropo, a fost ziua domniei sale. A fost cândva, dar a plecat. Noi toți artiștii stăm limitat cu timpul. Așa. Și... A venit într-o zi de sâmbătă. Sau duminică, da. Ne-am lămurit. Ok, următoarea barbă. Opa. 300 de spartani. Hai să vedem, nu știu. E adevărat, băi, da. Și pe asta ghici. Încearcă și la acea privire și nu ghicea cu e barba. Da, dacă se uită așa la tine, Leonidas, atunci e gata. Te împunge cu sabia, da. Împunge. Ok, hai să vedem și urmă. Băi, deocamdată credeam că o să stăm, o să ne mai gândim. Haideți să vedem următoarea barbă. Băi, la câte meme-uri despre Chuck Norris, da? E adevărat! Este Chuck Norris! Este! Ok, haideți să-l vedem pe următorul. Gata. Prima barbă care nu o cunosc. Pe barba mea, da? Pe barba ta. Pe barba mea. Tu știi că la... Nu, uite-te atent. Eu mă uit atent pentru că pe departe și mi-e cunoscut. Nu, uite. Nu o să fie o problemă dacă ai să greșești. Hai, eu spun așa, că e Petru Hăruță. Ok, hai să vedem. E adevărat, da. Măi, e adevărat.
Petru, la fel. Eu știu că erați prieteni și ar fi fost mult mai, dacă nu ghiceai, dar văd că prietenia, ați stat barbă în barbă probabil mult timp și de ce vă cunoașteți. Și hai să o vedem și pe următoarea. E foarte complicat stilul, vezi, în partea stângă e ușor așa mai aproape ca la tine azi, e așa ușor asimetric. Boschetar style, da. Boschetar style. Da, când Constantin are timp să meargă la unul din colegii săi să-și contureze barba. Deci e un neosimțit acest om, nu-i pasă cum arată, da? Vrei să spui. Este un om neîngrijit, cum l-ai mai catalogat? Un om neîngrijit, un om... Hai să-mi găsesc, să vorbesc acum, mă vorbesc de rău. Hai tot timpul. Un om care mereu o duce prost cu timpul, un om care dorește să facă cât mai mult, dar reușește mai puține. Așa? Asta tot după barbă vezi acum, da? Da, da. Am înțeles. Da. După forma buzilor, barbă. A, tot. La, nu, da. La buze nu, celălalt. Okay. Și cam așa, da. E... Bine, arătați-ne, vă rog, un om grăbit, neîngrijit. El este Constantin Lisnic, doamnelor și domnilor. Eu pot doar să te aplaud. Îți știi meseria, îți știi barba. Bine, pe a ta o știi și pe a clienților tăi și pe cei care au plecat de la tine, tot o știi. Pentru că asta cred că cel mai mult se știe, când o lași pleacă. Te uiți, la unde umblă el acum, da? Da, este că sunt multe memuri cu ideea asta când îți schimbi bărbierul sau frizerul. Este asta. Mai erau vorbe, mi-a zis cineva, zic, băi, eu pot să-mi înșel soția, dar nu mi-a înșel niciodată frizerul. Așa că, bine, e bine să nu-ți înșel nici unul niciodată, dar... Deci, pe această notă profund, educativă și filozofică, eu zic că ar fi bine să nu te lăsăm să te duci acasă cu mâna goală. Stai că mult caut, mă simt ca Moș Crăciun, care de mult nu a deschis sacul. Așa. A, unde-i, mă? A, este. Asta este pentru tine din partea noastră. Oh, mersi. Da, mulțumesc. Poți să o iei, poftim mulțumesc, așa. Mulțumesc. Să o servești cu plăcere. Mulțumim încă o dată. Constantin Lisnic a fost, doamnelor și domnilor. Stați aproape, revenim în scurt timp. Cum să vă zic, haideți să vă fac o mărturisire. Eu am o mare simpatie, dar și, sincer vă spun, mi-e ciudă câteodată când văd pe rețele publicații de la cei care călătoresc mai des decât ar trebui. Știți? Și nu vreau să spun că sunt acum neapărat invidios sau că aș avea ceva cu acești oameni sau să mă gândesc că au dita mai portofelul ca să-și permită. E treaba fiecăruia. Dar apoi stau și mă gândesc, dar de ce n-aș face și eu asta? Că ceea ce fac ei este, de fapt, o gestionare clară a timpului, a resurselor financiare și, cel mai important, îmi dau seama că acesta este felul lor de a trăi. Așa că, ca un cetățean și ca un user responsabil și, de data asta, și un follower, dau like și merg mai departe. Următoarea noastră invitată, dacă vom da crezare Instagramului, a călătorit în 47 de țări și a locuit în 6. Asta până la pandemie. Cum se poate, ne va spune chiar ea. Doamnelor și domnilor, Loredana Gamurari. O piesă demnă de melodie la deșteptător. De acord. De acord. Salut, bună seara. Bună, bună seara. Încântat să te cunosc și să te văd. De asemenea. Pot să spun ceva? Desigur. Trebuie să-ți spun. În realitate arăți altfel decât pe Instagram. Da, am mai făcut și un schimb de imagine un pic așa. Mm-hmm. Că... Mai puține filtre? Da. Dar nu prea le folosesc, deci doar culorile poate sunt un pic diferite. Da, înspre așa, a pus soare din astea, însorite așa, da. Se vede că sunt un user avansat, nu așa, de socializare. Ok, ți-ți plac memurile? Da, depinde de. Da, dar mur, pentru că este acel mem când sunt un băiat și o fată la prima întâlnire, așa cum suntem noi acum.
Și el o întreabă, cu ce te ocupi? Și ea spune, sunt Insta Travel Blogger, de exemplu, sunt Social Media Advisor, Instagram Model și Promoting fac pe Instagram. Și el, da, eu tot nic nu fac. Adică, asta ar fi una dintre idei. Da. Dar tu faci mare lucru. M-am uitat. Am văzut. Deci... Da, ai nevoie de timp pentru asta. Da. Bine, călătoriile ți plăceau, adică îți plac și acum, probabil, da. Dar e mai complicat. Destul de complicat. Ce este aceasta? Căutare de sine, te duci să descoperi multe culturi, să cunoști mulți oameni, un simplu avânt ca să vezi cum să interacționezi cu alte țări, popoare, tradiții, chestii sau ce e asta? Da, în special ultima. Uh-huh. Pentru mine e mai important să-i cunosc pe alții, alte culturi și, într-o oarecare măsură, prin perspectiva lor, mă cunosc și pe mine. Deci e un întreg. Aha. Care a fost cele mai multe călătorii, numărul cel mai mare de călătorii pe care le-ai efectuat într-un an? În 2016 și, dacă nu mă greșesc, erau 8 țări. Ce fain. Da. Așa. Dar eram studentă, puteam să-mi permit. Eram studentă cu bursă în străinătate. Puteam să-mi permit. Eu tot am fost student, poate am greșit facultatea, știi? Că am avut și bursă. Da. Numai că... În Moldova. Da. Dar mi-ajungea, tu știi? Da. Până la Nistru și înapoi. Așteptam. Mă bucur că avem chimia asta. Dar cum te schimbă fiecare călătorie? Cu ce te întorci tu de acolo de fiecare dată? Plină de emoții și cu dorință de a face ceva și de a organiza următoarea călătorie. Dar după te mai... Pentru că fiecare călătorie necesită destul de mult timp și mie mi-a cu cât mai mult timp trece, cu atât mai mult dedicație pentru a planifica, mai mult timp, mai multe nopți nedormite. Și cumva dorința de a călători după scadă. Zici, acasă. Am înțeles. Totuși sunt 47. Nu te poți lăuda în fiecare zi dacă nu ești călător de profesie și ai locuit în 6. Să locuiești, asta înseamnă deja interacțiune, cunoașterea limbii, probabil. Cum e? English, Google Translate International sau deja în țările care ai fost, ai studiat un pic și limba? Unde și cum. Am locuit în Bosnia timp de 7 luni, pentru că am făcut masterul acolo și n-am învățat limba. Dar am reușit, și ei nu prea cunoșteau engleza, cel puțin oamenii care am avut interacțiuni, dar cu foarte încet, pe silabe, ne-am înțeles. Stai, cu rusa. Dar acolo atunci este... rusa, da, cu rusa. Da, că sunt intervenții și slavone acolo. Da. Am înțeles. Și am deschis și cont în bancă. Tot a fost ok. Foarte interesant. Dar s-au întâmplat lucruri din acestea, cum să spun, nu că ieșite din comun, dar ai avut vreo situație din asta așa mai amuzantă? Da. Eu am locuit, când eram la liceu, am locuit în Italia. Și peste liceu mulți am locuit în Italia, da. Masterat în Bosnia, da. Licența? Moldova și Lituania. Nu chiar okay. Așa simplu. Da, și când m-am întors în Italia peste mai mult timp, deja cunosc, în orice caz cunoscând limba, am luat un BlaBlaCar, deci mașină de, care de companie. Am comandat tot online, dar mașina nu s-a prezentat. Și eu am rămas în gară singură, încercând să telefonez pe cineva și oamenii nu prea vroiau să-mi dea telefonul, pentru că se temeau că eu să fug tot cu valiză și cu telefonul lor. Și eu m-am așezat pe valiză și am început să plâng. Și aici începe filmul și trebuie să apară un personaj de undeva de acolo să zic, hey, girl! Nu? Nu. Nu? Au fost un om bun care mi-a dat un telefon să pot suna. Apropo de întâlnire, eu am urmărit multe filme în care motivul călătoriei era unul din acela pe care se baza tot filmul, descrierea și miracolul al întâlnirilor acestor cu oameni care îți schimbă percepția pe viață. Mă rog, în filme se schimba tot filmul, multilateral. Tu ai avut astfel de întâlniri miraculoase cu oameni străini pe care îi vezi prima dată în țară străină care ți-au schimbat opinia despre ceva sau... Într-o perioadă aveam întâlniri de acestea destul de interesante în avion. Persoana care era așezată lângă mine începea să vorbească și cumva tot era un călător înrăit, lucra ceva tot interesant prin domeniu și începea să-mi povestească posibil despre locul în care eu mă duceam pentru prima dată din perspectiva lui, de persoană care deja a fost. Și era interesant. Sau tot sfaturi
că nu te așteptai tu când căutai un job, dar deja îți vineau idei, iarăși de la călătorul de alături în avion. A, și știu astfel de discuții. Da, eu am avut prima experiență de zbor, dacă mi-aduc aminte, era prin clasa 12-a, deci stai seama, băia de la Pârlița zboară cu avionul, se duce în Dita Mai Macedonia în rol de traducător în engleză pentru seminarul profesoarelor de fizică. Și eu eram de la grupele de la umaniste. Nu e rău. Nu e rău deloc, sigur. Am ajuns acolo, am uitat toată engleza. E exact ca memul acela când povestește un mexican, știi? Am ajuns acolo, am uitat toată engleza. Și râde cu un scârțit din ăla specific, știi? Trecem peste acest moment, foarte interesant. Dar dacă luăm, de exemplu, țările, orașele cheie, tu explorezi ceea ce explorează toți, merg în centru, cercetează monumentele istorice, ceea ce văd toți, sau mergi riști, mergi prin periferii, pe acolo unde nu prea pășește picior neinițiat și locuri necunoscute? Ești aventurieră de felul tău? Sau? Da, dar de ce și-mi plac mai mult zonele mai puțin călătorite, gen, iarăși, Bosnia, Albania? Sunt țările la care mai mult mă trage sufletul. Deci ca un background acolo așa. Da. Aha. Dar e mai interesant, e mai multă cultură diferită posibil încă și de noi, dar în același timp vezi și ceea ce este și în Moldova, pentru că oriunde poți te regăsești sau vezi similitudini. Dar nu, în orașele mari, Paris, Milano, cred că nu m-aș aventura prin zonele periferice. M-am înțeles. Doar dacă trebuie. Doar dacă trebuie, de nevoie. Totuși, 47 de țări. Vorbim doar de continentul european? Nu. Am fost și mai departe. Bine, am fost și în state. Aha. Tot printr-un proiect, timp de o lună, era iarăși. Bine, dar putem să vorbim despre Orient, nu știu, Asia. Am fost în Bali, ca și mare majoritate, în dar Bali, înainte ca asta să fie așa de popular. Ai fost în Bali, Bali sau Bali? Nu știu. În Indonezia. Bravo, asta este. După atâta călătorie, acum ești acasă, deschizi ochii și îți vezi țara ta natală, așa, este Republica Moldova, fie să uităm chiar și de pandemie, o alternativă bună pentru tot ceea ce ai văzut în lume? Vreau cumva să spun mai voluat, nicăieri în lume ca la noi acasă. Știi? Da, desigur, asta este indiscutabil, dar acum cred că sunt în faza aceasta, pentru că eu am avut așa o tot trec de fază în care mi-e foarte mult îmi place, fază, deja când ce are un turist real să vadă la noi. Pentru că dacă vorbim despre prețuri, prețurile sunt ridicate. În momentul în care eu plătesc pentru un număr de hotel 70 de euro, nu știu. Asta la noi? Da. Da. Prețurile la noi sunt mărișoare, pipărate. Dar nu cumva ai spus că ai fost în 47 de țări când ai intrat? Și nu am mai chitat atâta. Da, dar nicăieri nu am mai chitat atâta. Bănuiesc că dacă ești implicată în călătorii, trebuie să ai și o memorie vizuală foarte bine dezvoltată, să reții semnele, indicatoarele, punctele de reper unde mergi încotro te duci. E adevărat? Da. Eu îți propun un challenge ca să verificăm aceste abilități dezvoltate în timp. 47 de țări și 6 în care ai trăit. Ești gata? Încercăm. Revenim în scurt timp, vedeți ce am pregătit. Am revenit, doamnelor și domnilor. Începe provocarea să vedem ce memorie vizuală are Loredana, invitata noastră, dacă probabil recunoaște locurile pe unde a pășit. Sau poate a mai vrut și atât. Adică să vedem prima imagine și vom ghici orașele în funcție de monumente, repere sau fotografii de la zborul păsării. Chiar acum. Prima imagine, vă rog. Așa. Unde este eu, asta? Praga. Tot trebuie. Eu credeam cât mai repede trebuie să spun, sau nu? Nu, ne grăbim, chiar te rog, poți să descrii în ce loc, dar întâi hai să spunem. Ce oraș este? Praga. A ghicit. Acesta este podul celebru din Praga, dacă nu mă înșel. Eu tot am mai vrut, dar îl cunosc de fapt asta. Ok, următoarea imagine, asta a fost easy. Hai ceva pentru... Eu aș spune că poate fi Londra. Tu ai spune că... Dar eu aș spune că e desktop-ul meu de la calculator. Cea cui variantă este problema? Este Londra? Nu este Londra. Este Moscova City. Asta e. Așteptam sunetul ăsta azi măcar o dată. Așa. Să vedem următoarea imagine. Concentrează-te, te rog.
Ceea ce-ți place ție. Uite, niște suburbii foarte pitorești. Da, unde eu cu siguranță n-am ajuns. Nu, dar uite, parcă îi aduci așa a Bali, nu? Nu-i Bali pe acolo? Dar ar putea să fie și prin Europa. Numai că e prea... În Milano sunt lungi clădirile și tot cu plante, dar aici, nu știu, cred că undeva în Asia, dar... Unde? Undeva în Asia, dar undeva... nu. Zi o destinație, te rog, din Asia. O țară, măcar? Ok, Singapore. Singapore, cel mai curat oraș de pe planetă, da? Iată acolo cineva a aruncat o hârtiuță. Nu, nu este Singapore, este o suburbie a Londrei. Ca să vezi. Mai auzim o dată așa un sunet și suntem nevoiți să încheiem concursul. Glumesc, bineînțeles. Oricum ne vom duce cu toții acasă într-o zi. Următoarea poză. Nu știu. Foarte grele. Cum, Loredana? Asta cred că recunoaște și un copil care deschide manualul de geografie generală în clasa 9-a, pagina 37, dacă nu mă înșel, țările europene cu cel mai original mod de amenajare a suburbiilor. Asta este proiectul viitorului pentru suburbia Sângera. Dar, Kat, nu ai nicio opțiune. Nu. Dar știi ce planetă e? Pământ. E pe planeta Pământ. Este continentul Europa. Este o suburbie a orașului Copenhaga. Vai. Da. Scuza mea, nu am fost niciodată. Nicio problemă. Al treilea sunet. Bine. Continuăm. Eu nu ceva mă bucur că tu pierzi. Ceva mai ușurel. Sigur, acuș. Uite, vine. Visul oricărei perechi de îndrăgostiți, probabil? Da, mi-mi pare asta Atena. Unde? Atena. De ce? Ai impresia că acolo sus sunt acropolele? Da, exact. Dar uite mai atent, sunt acropolele acelea? Eu știu că tu te vei gândi la asta. Cred că n-am vedere atât de bună, nu? Eu continui okay, să cred. Dar te-ai orientat bine. Sus, în deal, acolo, stă poziționat Partenonul, dar nu-i. Nu este Atena, este Chefchaouen, Maroc. Este orașul acela colorat. Eu m-am gândit, știi ce am făcut? Eu am citit pe Instagram 47 de țări, luăm tot globul și scoatem acuși și arătăm fete. Ok, continuăm. Lasă, nu e o problemă. Puteai să zici că e și Santorini prin Grecia, știi? Că ziceam că e... Cel mai... Alb. Și pe insulă? Da, cumva. Am înțeles. Trebuie să-ți spun și marea. Mai este vreo poză? Aia. Ok, asta e... Ce? E Varșovia. Varșava. Ești... Sau e Cracov. E două opțiuni. Da, sunt Cracov și... Cracov și Varșava, capitala Poloniei. Așa, este deci Varșava 1, Varșava 2. Răspunsul tău final este... Cracov. Și era atât de aproape. Este Brașov. Este Brașov. Unghiul nu-i corect. Eu din partea cealaltă am fotografie. Toate pretențiile la fotograf. Mai avem vreo poză? Berlin. În sfârșit, easy one. Monumentul se numește... Eu... Sunt niște porți. Da. Și deasupra sunt niște cai, da, și o trăsură. Da, și deasupra cailor este o acvilă acolo, sus, da. Așa simbolul, nu mai zicem a cui, dar porțile se numesc din denumire de bere. Ok, prea, ok. Dar ai dreptate, este Berlin. Mersi. Ce ușurare. Și bănuiesc că asta a fost ultima poză, nu? De asta o știi, că ai văzut-o 10 secunde, te-ai uitat la ea din greșeala regiei, așa dar că... Dar asta e ușoară, asta e în Barcelona, dar am mai vrut și n-am mai fost. Apiacta, unde ai mai vrut, acolo n-ai ajuns și acolo știi mai bine. Așa percepe creierul nostru. Percepe ceea ce nu-i place cel mai bine și unde am mai vrut să ajungă. Loredana, ai fost extraordinară. Reputația ta de 47 de state și 6 în care ai lăcuit, ți-ai adeverit-o complet. Mersi frumos! Titlul mi-a fost luat. Ca să nu pleci într-adevăr nemulțumită și cu impresie bună, să nu zici că, uite, am chemat-o pe fetiță și i-am pus, uite, teste de cultură generală, Indiana Jones. Care, măi, de unde? Îți lăsăm un suvenir din partea noastră. Chiar așa? Așa. Când vei urmări emisiunea? Ca să nu-mi pară rău când voi vedea cum am pierdut. O să decupăm acest segment și tu așa
Și am știut acest răspuns. Știam că e Brașov, de-aia am zis că e Varșava. Loredana Gamurar, doamnelor și domnilor, aplauzele voastre! Și mult succes pe mai departe. Te mai așteptăm. Stați aproape, revenim în scurt timp cu momentul sugestiv al emisiunii noastre. Oaspeții muzicale ai serii sunt la început de cale, dar au îmbrățișat un gen muzical de o maturitate blues rock în stilul anilor 70-80. Igor, Ilia, Cristi, Dan și Max își zic The Tramps, ceea ce în traducere ar fi hoinarii. Scena de azi le aparține pentru a ne demonstra ceea ce înseamnă real rock and roll. Să aveți o săptămână reușită. Noapte bună! I'm gonna show you the-